Păi ce să fim prieteni? Dacă vin, hai! Să aveți o primăvară frumoasă. Mulțumim. Nu este voie să strângem. Trăiam între rai și iad la propriu. Eram supli, nervoși. Ne tăceam la propriu cu o mătăsoasă duioșie unul pe altul. Ne ștergeam coșmarurile, ne făceam paturile, ghetele și ne dam pe gheața ei de viață. Așa, da, dar mai apropie-te, dacă mai poți. Exact, așa, așa, rămâi acolo, da? Cu mare bucurie am participat la concertul din de astăzi, 4 martie 2021, la Filarmonica din Sibiu, alături de minunații membri ai Orchestrei Sinfonice și sub bagheta maestrului Adrian Petrescu. Am prezentat o muzică, zic eu, excepțională, muzică românească, care a exprimat un spirit românesc, cu trimiteri chiar la muzica românească de început de secol, 20. Și mi-a făcut plăcere să împărtășesc publicului de aici, alături de muzicienii din Sibiu, cum spuneam, această stare de spirit românească. Cred că a fost o bucurie și pentru mine în mod sigur, dar și pentru membrii orchestrei și de asemenea pentru public. Consider că este foarte important ca un artist care trăiește astăzi să poată, să vrea chiar, să-și facă chiar o datorie de onoare din promovarea muzicii românești. Pentru că muzica românească trebuie promovată, trebuie pusă acolo în prim planul muzicii și culturii universale. De aceea, cred că invitația și hotărârea Filarmonicii de a programa această lucrare de muzică contemporană a fost foarte, foarte, foarte fericită. Și am să vin cu mare drag de fiecare dată să mai susținem concerte împreună cu acești minunați muzicieni. Sorry.